Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Suntem împreună cu domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, o seară frumoasă și telespectatorilor noștri. Suntem în plină perioadă, de fapt ca în fiecare an, februarie-martie este o perioadă brâncuș la Târgu Jiu și e pe undeva normal. Sigur și e îmbucurător faptul că nu doar la Târgu Jiu, și uh, iată că încet încet în țară sunt, se organizează tot felul de manifestări poate nu e lipsit de interes că o săptămână întreagă de exemplu televiziunea publică a alocat uh, în fiecare seară câte o oră cel puțin uh, sculptorului Constantin Brâncuș cu filme documentare cu interviuri foarte interesante bucuros să uh, fiind și eu și uh, cei care au urmărit emisiunile, că <coughs> membrii ai Consiliului Științific, uh, ai uh, Centrului Brâncuș de la Târgu Jiu, au uh, fost intervievați și au oferit puncte de vedere într-adevăr argumentate despre viața și opera Marelui Constantin Brâncuș, pentru că, din păcate, domnule profesor, trăim iarăși o perioadă în care cineva, și nu este întâmplător acest lucru, încearcă să dovedească lumii că românii nu l-au dorit niciodată pe Constantin Brâncuși și că marele Constantin Brâncuș a fost mai mult francez decât român. Lucru cu care pot fi de acord, că putem discuta despre Brâncuș francezul și bineînțeles despre Brâncuș românul. Noi trebuie să discutăm despre Brâncuș românul în primul și în primul rând, pentru că dacă nu s-ar fi născut aici în nordul Olteniei la Hobita și dacă nu s-ar fi inspirat din arhaismul vieții satului românesc de sub munte n-ar fi reușit poate niciodată să pună în practică acele forme minunate să creeze nu doar păsări, ci și zboruri și să creeze niște monumente care au dat momentul zero în arta modernă. Acum vorbim de brâncuș francezul, de brâncuș românul. Cred că vorbim de brâncuș universal până la urmă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și avem, da, și avem norocul șansa nesperată, poate, sau nemeritată de multe ori, poate discutând despre asta, de a se fi născut în această zonă și de a ne fi lăsat o moștenire uriașă. E întâmplător faptul că un om plecat de pe aceste meleaguri reușește să creeze, iată, ceea ce nu poate fi reprodus de nimeni deocamdată, pentru că nu există un curent brâncuș în lume. Deci nu putem decât să ne mândrim că ne-am născut pe aceste meleaguri, pentru că noi îl înțelegem mai ușor pe Constantin Brâncuș. Pe 19 februarie, la Târgu Jiu, a fost un membru al Academiei franceze, domnul Serge Foșro, care a scris o carte impresionantă, pe urmele lui Constantin Brâncuș. Acest om a scris lucrarea respectivă după ce a venit în România, să vadă locurile și nu doar Oltenia de sub munte, ci a mers în toată țara și să asculte limba și să înțeleagă cultura. Și a spus că nu ar fi putut să creeze Constantin Brâncuș ce a creat dacă s-ar fi născut în altă parte, pentru că fiecare operă a sa aproape este în armonie și în rezonanță cu formele. Pe care i-a dăruit copilăria, începând de la masa rotundă și mică din bucătărie, că toți facem referire la acest lucru, până la alte simboluri uh, precreștine, multe dintre ele, pe care le aduce. Cred că a reușit, prin fiecare operă uh, uh, a sa, să lase câte puțin din ADN-ul și al poporului român, dar și al omenirii. Poate nu întâmplător, atunci când a fost întrebat de unde vine tot acest nou pe care el îl creează, pentru că era văzut ca un avangardist, ca, ca un modernist în, în, în sculptură, și spune tot noul meu vine din ceva foarte vechi. Și este interesant, fac o paranteză, săptămâna trecută am fost invitat la creva, am avut de susținut două comunicări una dintre ele legată de calea eroilor și Târgu Jiu, orașul eroilor și bineînțeles despre Constantin Brâncuș la un liceu din Craiova cu emoție pentru că eu acolo am terminat la liceu respectiv și m-am regăsit acolo după 23 de ani aproape peste 100 de, de tineri în sală care au fost fascinați de ceea ce a lăsat Constantin Brâncuș, și am vrut să le arăt un lucru. Am vrut să le arăt o statuie din insula Paștelui care a fost dezgropată pentru că acolo statu aceste statui sunt doar o treime deasupra solului. Au fost desgropate, dezgr s-a săpat la baza lor și pe una dintre ele am găsit, ce credeți, simbolul sărutului lui Brâncuș. Brâncuș nu avea de unde să știe de această. Sculptură antică, au peste 7.000, 8.000 de ani, poate chiar peste 10.000 de ani acele lucrări, și nici acum nu sunt interpretate. N-avea nevoie să știe de insula Paștelui. Deci, atât că ne lasă tot felul de mesaje Constantin și în ceea ce creează uh, el, și mă bucură faptul că începem să ne luptăm și să-i luăm apărarea cu argumente. Pentru că sunt o serie întreagă de așa zi și uh, patrioții, naționaliști care reușesc să uh, mai lovească de câte ori ocazia în, în spiritul național și am văzut o campanie acum foarte agresivă și pe uh, social media și la televizor. O televiziune națională a făcut un mare reportaj cum statul român a refuzat donația făcută de Constantin Brâncuș în uh, anii 50 și prezentau și un proces verbal în, în respectivul articol și reportaj, unde o ședință Academiei Române, academicienii, începând cu George Călinescu și Sadoveanu și așa mai departe, au refuzat, vă părea, lui Constantin Brâncuș. Oameni buni. Nu trebuia decât să citim respectivul proces verbal, cele două foi și să ne dăm seama că nu era vorba de o donație făcută din partea lui Constantin Brâncuș, n-a vrut niciodată să-și doneze opera statului român. Dintr-un simplu motiv, poate că statul român era sub cizmă sovietică. Dacă Marele Constantin Brâncuș dădea opera sa României în anii 50, opera lui Brâncuș acum era la Moscova și stătea lângă tezaur și plângeam după ea. Deci el a preferat ca să rămână în capitala culturală a lumii, care era Parisul, și astfel să aibă o șansă operele sale în continuare pentru a fi vizitate și a fi libere. De ce nu? Da. O secundă, dacă îmi permiteți. Acel proces verbal era o ședință la secția de cultură și artă a Academiei Române. Se discuta despre înființarea Muzeului de artă României. Se punea problema de a se cumpăra. Chiar omul de cultură, Jalea, propusese să se achiziționeze o operă și de Brâncuș și Paciurea și alții și au fost o reacție în ceea ce îl privește pe Constantin Brâncuș că opera e uh, ușor obscenă că încă nu e înțeles și așa mai departe. Și nu s-a cumpărat atunci nicio operă, dar peste câțiva ani România îi organizează prima expoziție mondială lui Constantin Brâncuș deci iată că nu l-au refuzat pe Constantin Brâncuș. Uh, e foarte interesant de cunoscut faptul și de știut faptul că românii atunci, statul român Gestionat de la Moscova, să zicem. A spus că nu cumpără o operă la Muzeul de Artă României, de al lui Brâncuș, dar asta se întâmplase doar cu câțiva ani înainte, și la Paris și în America. La Paris, Principesa X fusese scoasă din galerie de către poliție pentru că a fost considerată o operă obscenă. Americanii i-au pus taxă vamală pe operă, spunând că nu e o operă de artă și că este o piesă de industrială de metal. Deci atât că nu eram noi cei care nu aveam cultură la acel moment, la nivel mondial brâncuș și încă nu era înțeles suficient. Bine, era într-un context în care Brâncușa a avut ceva probleme în anii 50 și cu autoritățile comuniste, să ne gândim doar la faptul că s-a tras de coloană sau o doboare, să ne gândim de acel proiect uh, descoperit chiar de uh, lansat de săptămânalul vertical după un document de arhivă prin care parcul coloanei trebuia să fie loc pentru locuințe, pentru terenuri de locuință. Deci au existat, să spunem așa, dar cred că nu se referea la o politică a statului, ci mai degrabă la inițiativa unor oameni gen prim-secretar sau de, și, da, de, de cultură sigur. și care nu îl înțelegeau pe Brâncu și nu știau ce imens tezaur va însemna Acum, poate peste de ce. Uh, domnule profesor, eu am văzut și eu interviul acordat de domnul Olescu, cel care a spus că a tras de coloană. Chiar filmul e realizat de bunul meu prieten și colaborator al nostru regizorul de la televiziunea română Cornel Mihalache, un foarte bun documentarist și nu mai vorbim de faptul că are atâta cultură despre opera lui Brâncuș și viața lui Brâncuș încât se poate bate cu oricine. Filmul se numește Blestemul, nu, nu este Blestemul lui Brâncuș, e un film realizat la Târgu Jiu cu domnul Olescu, el reia interviul ăsta în mai multe etape nici Colonel Mihalache nu este sigur 100% că într-adevăr Lolescu Povestea a existat, tras de coloană da? cu, cu, tractorul și eu am învățat un lucru. De când sunt lângă acești specialiști în Brâncuș, să nu discut decât pe argumente și pe argumente științifice. Și acum haideți să o luăm logic. Dacă cineva ar fi tras de coloană cu un tractor, ar fi trebuit să pună un cablu de oțel sau un lanț. Modulele coloanei sunt din fontă. Fonta este casantă. Deci acum găseam pe module, erau ciobite, erau sărite bucății dacă s-ar fi tras cu tractorul. Numai dacă nu s-a pus doar o sforă și au tras așa și au văzut că nu reușesc. Nu vă ascund faptul că de-a lungul timpului eu am cunoscut foarte mulți oameni în oraș care spuneau că unii că au participat și ei când s-a tras de coloană, alții că au văzut când s-a tras de coloană și niciunul nu îmi spunea același an sau aceeași perioadă. Fiecare avea povestea lui. În urma cu ceva timp am avut șansa să primesc dintr-o arhivă personală de la Ploiești niște fotografii în anii 60 cred că la prima metalizare remetalizare a coloanei niște imagini superbe și am văzut cum arăta instalația de atunci pentru metalizare. Era ca un fel de tractor cu un compresor imens, un motor cu un compresor imens. S-a repetat acest lucru și în anii 70-75. Deci din nou am avut o instalație din asta lângă coloană. Și probabil că oamenii care aud legenda asta și-și amintesc că au trecut pe lângă coloană în acea perioadă și au văzut acele uh, utilaje foarte mari, zic domnule, eu știu că n-au vrut să-și de coloană. E posibil și acest, acest lucru. Dar sunt legende, sunt mărturii, însă și noastră sunteți istorici și un redutabil istoric, știți foarte bine că trebuie să ai argumente, să, să ai și dovezi, documente și nu sunt bine. suficiente mărturiile, doar mărturiile unele. Da. Pe partea cealaltă, faptul că a intrat în mentalul colectiv, că a existat. Și că mulți spun momentul acela, poate ceva, ceva a fost. să spunem mai și asta, sigur. Dar, dar cu, am dreptul la teoria mea. Da. Cu, și s-ar putea să, să fie cea care stă în picioare are mai argumentată decât celelalte. Dar mă gândesc și la. Uh, Știm un alt lucru din istorie, pe care probabil îl cunoașteți dumneavoastră la fel de bine: și aceea că, de regulă, pe legat de personalități importante, legat de evenimente importante din istorie, există și alte variante. Deci, totdeauna se creează legenda în preajma în lor. Și mă gândeam doar, deși extrapolăm puțin, de ce despre toți dictatorii, inclusiv despre Ceaușescu? au apărut atunci după Revoluție variantele că a plecat, că trăiește nu știu unde, deși cu toții îl văzusem sau că a murit, a fost împușcată o soție sau diverse alte lucruri. Dar întorcându-ne la uh, situația de la, de la Târgu Jiu, uh, acest zaur pe care ni l-a lăsat Brâncuș la Târgu Jiu, el n-a fost afectat. Chiar dacă au fost anumite tentative, deci autoritățile, cel puțin începând cu anii 60, le-au dat mare importanță și mă gândesc pe de o parte ce se întâmplă la Hobita cu casa și cu toate celelalte și pe valorificarea spațiului de aici, din, din Târgu Jiu. Și la coloană și în parcul central. Vedeți dumneavoastră, legat de casa de la Hobita, unde iarăși și nu mă frez de termen să-l folosesc, unii au mușcat-o și au făcut niște știri bombastice la nivel național. Vai domne, casa lui Brâncu s-a dărâmat și nu are nimeni grijă de ea. Uh, nimeni nu cere detalii și nu, nu încearcă să obțină un punct de vedere de la oamenii de specialitate care au scris despre aceste lucruri. Ori casa aia de la Hubița care spune că s-a dărâmat. Sunt oameni care au cercetat de-a lungul timpului povestea acelei case. Casa în care el s-ar fi născut a ars la începutul secolului, la începutul anului 1900. A fost refăcută, s-au fi prelevat bârne de acolo, mai departe o, o parte dintre ele au fost folosite, dar iarăși a fost un incendiu undeva spre al doilea război mondial. Casa a, a, fost, a luat foc. Deci, acum, dacă încercăm să facem o casă, o să, eu, părerea mea, Trebuie să fim foarte atenți ca să nu râdă lumea de noi. Să avem două case memoriale sau muzee, Casa Muzeu Brâncuș și la ar, Bobița. Și s-ar putea ca cel de-al doilea exemplar, cel care se face acum, de zicem că e original, s-ar putea să nu aibă nimic original. Nimic e posibil acest lucru. Deci și Ministerul Culturii, lăudabilă inițiativa și faptul că se implică, dar materialele acelea au nevoie de o expertiză. De o expertiză. Știm că lui Brâncuș uh, a fost uh, tâmplar cioplitor în lemn și uh, chiar uh, o biserică din zona beneficiat de, de barda lui a cioplit lemnele. Deci atât că e un semn că o anume tăietură, dacă se regăsește poate în uh, lemnele respective, atunci putem să spunem că m-aș bucura mult ca din casa originală să fi rămas ceva și să se facă dovada pentru că localitatea are nevoie de un obiectiv de acest gen. Sunt sigur că primarul Pigui va reuși să pună în valoare, cumva, nu să reconstruiască casa aia, că nu, nu are niciun rost. Niciun nu, nu știu dacă e neapărat, dar să le pună în valoare chiar dacă în curtea, se reconstruiește. În curtea casei muzeu să fie puse în valoare, se poate găsi o astfel de un astfel de proiect. Dar mai e bun până atunci. Cert este că reușim, din dezinformare, să facem foarte mult rău valorii noastre naționale Constantin Brâncuș pentru că toată lumea ia de bun ceea ce este senzațional în jurul lui. Or, cum să vă spun, eu nu sunt adeptul nici când toată lumea vorbește sau marea majoritate nu reușim să depășim sau să scoatem din vocabular termenul ăsta de țăranul genial Constantin Brâncuș, prințul țăran Constantin Brâncuș. Oameni buni, a terminat două academii de artă, una la București și una la Paris. A făcut studii omul ăsta. Hai să, să, să nu spunem că a fost doar un simplu țăran care a avut geniu și atât. Nu, omul ăsta a, a învățat, nu-i păcat de, de viața lui pe care știți foarte bine cine, cine a citit despre Constantin Brâncuș, că făcea eforturi fantastice să, să devină din ce în ce mai bun. Era un autodidact, se, se depășea pe sine, muncea ca un sclav, conducea, poruncea ca un rege și crea ca Dumnezeu, spunea la un moment dat. Da, e un citat ca un zi, că nu da. și-a primit să spună ca Dumnezeu. Uh, da, cu siguranță și apropo de acest lucru, de faptul că am invocat și hobița, și Târgu Jiu, că aici poate fi înțeles Brâncuși, însă foarte bine e de zona aceasta, poate aici avem uh, o problemă, în sensul că vin turi străini și vin încă mulți care îl caută pe Brâncuși și, ar fi bine să fie și, și mai mulți invitori și invitor, din ce în ce mai mulți, ce ce mai mulți dar le livrăm diverse povești de acestea să zicem mai puțin serioase sau în orice caz legende în schimb nu pleacă sau n ajuns să rămână cu esențialul și aici avem mai multe de făcut pe de o parte poate lămurirea situației de la hobița pe partea cealaltă inclusiv aici la Târgu Jiu să punem în practică acele investiții, acele proiecte anunțate cu gen Calea eroilor. Și pentru că să pornim vorbind de Calea eroilor, mai întâi spuneți-ne să lămurim și aici situația, care este situația dosarului de la UNESCO, pentru că apar și aici foarte multe variante. Deci există o variantă catastrofică, nu, a fost blocat nu știu ce, există o variantă cealaltă, așa că rămâne în așteptare cine știe când. Și mai există și, vari și o altă variantă în care, probabil, anul viitor, am trebui să avem vești bune. Ce ne puteți spune? Există părelologi în da. lumea asta, care ei știu totul, dar niciodată nu se argumentează pe absolut nimic. Săptămâna trecută am fost la București, chiar luna trecută, acum o săptămână am avut o întâlnire alături de Doru Strâmbulescu, managerul Centrului Brâncuș, cu echipa de la Institutul Național al Patrimoniului care se ocupă de gestionarea dosarului UNESCO. Dosarul, am mai spus-o și o spun în continuare, a fost acceptat de UNESCO, spunându-se că a fost foarte bine întocmit, atinge criteriile care sunt necesare pentru ca acest dosar să fie eligibil sau să fie aprobat. Urmează ca în 2020, deci asta a fost, în 2020 urmează să fie evaluat la fața locului ansamblu Constantin Brâncuș, iar reședința din 2021 să fie uh, pus în discuție în uh, Comitetul uh, Mondial UNESCO sau Consiliul Mondial pentru aprobare. Uh, poate e și bine acest lucru, chiar dacă ne-am fi dorit cu toții să fie mai repede, pentru că mai avem timp să... să Facem să aplicăm proiectele pe care ni le-am asumat și în dosarul UNESCO și lucrurile să devină vizibile. Și aici vorbim și de amenajarea căierăilor, dar vorbim de mai multe. Puzul e posibil, puzul căierăilor este posibil să mai sufere anumite reglementări, modificări, să, apar, să se modifice regulamentul, pentru că am întâlnit situații. Puzul cel vechi, toate că a fost făcut de o echipă din cadrul Universității de Arhitectură din București, coordonată de rector și cu profesori mari, în timp că omul când vrea să găsească o portiță, o găsește și am, am văzut că ar fi bine să reglementăm mult mai strict anumite probleme. Avem nevoie de un regulament de publicitate al municipiului Târgu Jiu și nu înțeleg de ce primarul municipiului încă ține blocată și nu demarează discuțiile pentru acest regulament de publicitate, atâta timp cât arhitecții au venit și au spus că trebuie să-l avem, celelalte instituții care sunt implicate în această poveste <coughs> și-au dat acordul. Nu înțeleg de ce, ce interese sunt în orașul ăsta și în domeniul publicității, să nu avem un oraș așa cum i-am spus și mi-asum ce am spus, nume, cel puțin calea eroilor și zona de protecție, hai să nu mai arate numai ca o sorcovă. Fiecare și-a pus cum a vrut bun, cum a considerat că e frumos, că dar n-a existat un regulament. Sunt oameni care vin la primărie și întreabă și doresc să fie lucrurile bine uh, făcute, alții care își pun panouri publicitare pe toți stâlpii, nu vorbesc doar publicitatea de la magazine sau spații comerciale. Asta o dată. Mai este vorba și de uh, planul de management al uh, căii eroilor care trebuie reactualizat, este în momentul de față noi îl avem, trebuie reactualizat, mai trebuie să făcute anumite ajustări și la recomandarea consultantului care a lucrat la dosarul UNESCO. Trebuie să începem lucrările și la amenajarea grădinii publice, la parc. Parcul, în momentul de față, reprezintă o problemă. Toți cei 4300 și de arbori din parc, trebuie scanați cu o aparatură uh, specială pentru acest uh, lucru, pentru a nu mai avea surprizele că să ne trezim copaci căzuți în parcul central. Nu doar pe aleia scaunelor, în tot parcul. Că vorbim și de uh, siguranța cetățenilor și deci de, siguranța, și de operelor. Și siguranța operelor și vorbim de întreg parcul, pentru că parcul în sine este un monument. Sistemul de iluminat din jurul operelor. Sistemul de panouri informative pentru opere, de asemenea, trebuie uh, ajustate, trebuiesc altfel gândite. Bineînțeles, că la eroilor, sper acum la licitația care se va organiza să vină constructori, pentru că la prima strigare n-a venit nimeni și să începem lucrările, să vedem cum va arăta e primul eșantion de stradă între Popa Șapcă și strada Mărășești, Mărășești, în spatele Bisericii Sfinții Apostoli. Mă bucură faptul că, uite, în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu specialiștii noștri și consultanții pe care îi avem pe lângă centru Brâncuș și oamenii cu care au participat la dezbateri împreună cu arhitectul Dorin Ștefan, Pornind de la ideea că piatra cubică care există în jurul Bisericii Sfinții Apostoli era și în 39, în 37, în 38, când uh, s-a făcut această cale a eroilor, apare niște filmări realizate chiar de Constantin Brâncuș în 37 la retârnosirea bisericii. Deci iată că piatra aia uh, care toată lumea a zis, domnule, e piatra pe care a călcat Constantin Brâncuș, haideți să nu schimbați, să nu puneți al granit, încercați să o integrați în, în zonă, rămâne acolo în proporție de peste 80%. Da, iată deci sunt, vestebun, detalii, da. Da. sunt detalii, sunt detalii, pe care numai în urma unor dezbateri le putem... Și eu sunt adeptul dezbaterilor și îmi place să discut și îmi place să ascult uh, punctele de vedere, bineînțeles argumentate, nu uh, uh, fantezie. Dar, întrebare, de unde pornim de la Popa Șapcă și până la biserică pe acest Sunt, Deci vom avea piatră cubică, așa cum era... Este granit, uh, dar, un da. granit, piatră, uh, dar nu chiar Cu aspectul, forma de piatră da. cubică, uh, sunt... Uh, mai multe Cei mai care multe se uită la noi să înțeleagă. Deci seamănă puțin de ce E același da, material, e tot da. granit, numai că sunt alte dimensiuni că din forma lor și din textura lor se va face o delimitare să zicem între carosabil și trotuar. Și vor fi anumite jocuri, la un moment dat, pentru că nu poți să ai așa o cale ca, o, ca un tunel să te plin. Cum a fost, de exemplu, propunerea cu gardul care să fie la fel pe toată calea eroilor. Lucru la care s-a renunțat. Va fi montat acolo unde e nevoie, unde există proprietăți care au nevoie de așa ceva. Dar rez nu. Că vă dați seama, ar fi însemnat să ne plimbăm și să nu vedem nimic practic. Vedem nu, doar da, așa doar un gard care e da. la fel peste tot. Arăta bine în proiectul inițial, nimeni n-a contrazis, dar totuși haideți să... S A pus că foarte simplă. Calea eroilor nu trebuie să intre în concurență cu operele. Corect. Dar 2019 vom avea aceste lucrări, măcar din prima parte, făcute? Să înțeleg? Deci cele Acum a fost o licitație, spun avem punctul... cele două milioane licitate, deci vom avea -a lucrări? La licitație n-a venit nimeni, banii sunt alocați de minister. Știu. Acum eu pot să vă spun punctul meu de vedere ca viceprimar. Dacă eram primar puteam să vă dau niște garanții, că știu cum lucrez eu și știu cum pun punctul de vedere și... Să ne apucăm de treabă. Adică la o lucrare de genul ăsta, eu nu înțeleg de ce nu inviți Edilitara, de exemplu, care e o firmă a primăriei și toată lumea când vrea să facă pavaj cu piatră cubică în orașul ăsta, apelează la Edilitara care e singurul oameni care încă mai știu să facă acest lucru. Deci, iată, era, ar fi o idee dacă nu se prezintă alții la licitație. Dar Poate problema că e o scoatem din... rapid, că este și asta problema. A fost un an un an și care de la locarea banilor uh, până nu, am aflat. Aproape 2 ani. Sau aproape doi ani. Deci, aproape 2 ani. Poate că încă din zona liberă, offshore, de la turcinești rugi, nu e nicio firmă disponibilă acum. Lăsând gluma la o parte. Totuși nu e o lucrare simplă. E o lucrare pe o zonă monumentală și trebuie niște firme specializate. Trebuie niște firme specializate. Eu am încredere în continuare că Edilital ar fi reușit să facă această lucrare privind pavajul și mobilierul urban necesar pe zona respectivă. Banii sunt, riscăm să pierdem tranșa următoare dacă nu-i cheltuim pe aceștia și să ne lungim prea mult cu proiectul. Banii sunt și pentru parcarea subterană de pe Sada Popa Șapcă, care trebuie și acolo făcut, făcut demarată lucrarea. Să vedem. Cineva trebuie să răspundă de ce un an și jumătate n-a făcut nimic în acest sens. Da, cumva trebuie făcut pentru că lumea nu așteaptă și vorbim de moștenirea Brâncuși, dar moștenirea Brâncuși înseamnă și punerea în valoare a acestor opere. Deci ne place că avem coloana, ne place că avem poarta sărutului sau masa tăcerii, dar trebuie să avem mai mult. Acum sunt două probleme. Pe de o parte, e vorba de aceste lucrări care deocată sunt neîncepute, au fost doar cele de la Electrica în sensul că s-a intervenit cu acea sponsorizare, să spunem așa? Nu nu e o sponsorizare. Electrica are și obligația de a schimba rețelele. Ei au știut că dacă nu se facă acest lucru acum, ulterior nu o să mai poate interveni când se va amenaja calea Deci n-am văzut-o ca pe o sponsorizare. Mă rog, Dar principalul unii, că s-a făcut. Pentru unii a fost o sponsorizare. Eu sunt nemulțumit de ce s-a întâmplat acolo, în jurul bisericii de pe eroilor și în spate Arată zona ca la Verdun. Și cred că cei care au spart firmele, că nu Electrica a executat, a avut niște firme, acolo aveau obligația ca să refacă acel carosabil. Ori, iertați să-mi fie, sper că primăria, primăria să nu cheltuiască bani acolo și să-și ajute cineva rudele. Bine, acum, ca să fim răi, mai avem și alte zone din oraș în care, după ce se intervine, nu, nu se mai aduce la să zicem, la același nivel care a fost anterior. Se bagă gaze, apă sau ce se mai face și se întâmplă chestii de acestea. Dar întorcându-ne. Deci, pe de o parte avem chestia aceasta, pe cealaltă avem operele care au încep să aibă probleme. Cum stăm? În, la cu ce vă ele? referiți? În sensul că <coughs> Au început degradarea. Ar fi nevoie de o remetalizare la coloană? Ar fi nevoie deci, de în intervenția momentul, pe operele de piatră din ce am. Sigur, ele în permanență vor avea nevoie de întreținere. Da. Uh... Da, apropo de, ca o paranteză, un post național de televiziune vorbea acum câteva săptămâni stare avansată de degradare a porții sărutului, și că nu știu ce se va întâmpla în, într-un interval. Dacă scurt mergeau. De sunt niște zvonaci în oraș. Deci oameni cu carte și care au scris despre Brâncuși și care, sau oameni care au citit și am pretenția că totuși ei sunt niște lideri de opinie în oraș, vin cu tot felul de teorii. Eu când am ajuns viceprimar, a venit la mine o astfel de persoană, am tot admirația, dar și mi-a zis, domnule, vezi că la poarta sărutului au început să se îndepărteze picioarele. Ăla despre piață a plecat, e Dom'le, când ai în față o personalitate de genul ăsta, îți pui un semn de întrebare. Și m-am dus că erau cei de la Optă Electronică, acolo făceau măsurători și scanau operele, cum facem în fiecare an, cel puțin de două ori, la nivel de micron, cu lasere, și am zis: Povestea asta. Dom'le, putem vedea dacă în timp de șase luni se de apare distanță mai mare între cele două picioare de la port. Și au zis: Sigur că da, face parte oricum din proiectul nostru. Uitați, acum șase luni distanța acum și, acum și în urmă cu un an și nu s-a depărtat niciun picior, nici măcar un micron. Bun. Dar zic, iese rugina din ea, că uite, a scris și cineva în presă, au mai dat și declarații că iese rugina din poartă, că e fier beton în ea. Mai era și un băiat prin oraș care se dădea restaurator și ăla o ținea, dar nu era restaurator, e un șarlatan, nu are treabă cu treaba, nu, e, nu are nicio problemă cu, și nicio legătură cu restaurarea. Și zic, am înțeles că în ea are fier, unii că are fier beton, alții că e fier, că e țeavă de fier ca să țină poarta. Da, să țină modul tine. asta, da, piatra. Și au zis, bun, haideți ca să vă convingeți și dumneavoastră și au făcut o scanare cu raze Doppler și alt gen de, de radare din astea cu martor de fier pus în spate ca să vedem cum arată, cum s-ar vedea fierul. Și să vedem că nu se vede nicio bucată de fier în ea, și nu e fier beton, și nu e țeavă, și n-a făcut nimeni în poartă, întâi a sudat-o și pe îmbrăcat-o cu, cu piatră. piatră. Sunt blocuri din piatră, uh, blocuri masive. Și zic, bun, și de ce spun oamenii ăștia atunci că iese rugina din poartă? De un Ce rugină e asta sau ce? Și spun, e travertin și orice travertin are oxid de fier. Care oxidul de fier? în funcție de umiditate, de temperatură și așa mai departe, își schimbă culoarea. Deci, iată că umblă prin oraș liberi niște oameni care, și nu numai prin orașul nostru, și umblă și prin țară liberi și fac tot felul de afirmații care pot să ne coste. Să știți că ambasadorul României la UNESCO, excelența sa, domnul Adrian nu ne-a spus așa. Să știți că toată presa locală și națională este citită când e vorba de la UNESCO când e vorba de calea eroilor. Și fiecare bazbuduc din ăsta care apare și își dă cu părerea, vă dați seama cât rău face acestui dosar? Să vină un fost premier pe numele lui Dacian Cioloș la Târgu să-și facă o ședință foto cu operele lui Brâncuș, mândru și domne ce onoare era și să spună că sunt în paragină. Păi pe ce te bazezi când spui că sunt în paragină, domnule Cioloș? Sau măcar aveai bunul simț să taci din gură, pentru că ai fost primul ministru al României și eu când am apelat la Ministerul Culturii și la Guvern pentru fonduri, pentru Constantin Brâncuș, ni s-a închis ușa nas de nu ne-am văzut. Iar doamna da, ministru, Și s-a cumpărat cu mințenia pământului, cu ghilimele de Care limba. iarăși a fost o, o, tactică să arătăm lumii întrești că românii nu-l vor pe Brâncuș, dar mai prostă campanie ca aia n-am văzut în viața mea de când sunt eu. Uh, ministrul Culturii de atunci, doamna Șuteu, a venit la Târgu Jiu, uh, singura dată când m-am întâlnit cu domnia sa, a venit la Târgu Jiu, că era un concert al unei trupe sub Carpații în piața prefecturii și am spus, doamnă, eu nu vă chem televiziunile și presa acolo, dacă vreți să vorbiți cu presa locală, ne vedem la poarta sărutului și la masă și discutăm acolo. Că nu vin orașul lui și să asculti sub Carpații și să vorbești de nu știu ce. Hai să vorbim că avem probleme reale despre ansamblu Constantin Brâncuș. Și mai trebuie să mai înțeleagă un lucru. Oricâte eforturi am face noi de la Târgu Jiu, și primăria și Consiliu, și Consiliul Județean pentru această operă, opera asta de valoare universală, are nevoie de sprijin guvernamental cel puțin. Dacă nu și de alte instituții de profil din lume. Pentru că nu putem într de provincie să avem pretenția că avem și specialiști, că nu i avem aici și căutăm să facem colaborări, parteneriate, să beneficiem de ei și nu mai vorbesc de partea financiară. Dom'le, a lucrat cu niște specialiști în domeniu și la nivelul ăsta, care să-ți facă proiecte de restaurare, proiecte de monitorizare, proiecte de uh, intervenție, mentenanță, urmărire în timp, costă. Pentru că stăm la masă cu oameni care lucrează cu Vaticanul, cu universități din Anglia, care lucrează pe opere monumentale la nivel mondial, pe bani grei. Totuși, trebuie să înțelegem că facem niște eforturi foarte, foarte, foarte mari. Acum, slavă Domnului! A... Centru Brâncuș, aici, Doru stâmburesc are meritul de, a, fi, de a, a gândit o strategie și a zis, în primul și în primul rând, acest ansamblu are nevoie de un manual de întreținere, de mentenanță. Nu mai poate veni nimeni să trezește cu furtunul să spele poarta de praf. Decât dacă e trecut în manualul ăsta, pe care și-l va uh, însuși și Consiliul Local, și Ministerul Culturii și orice altă instituție din țara asta care are de-a face sau uh, are în domeniul de activitate arta, cultura uh, și opera lui Constantin Brâncuș de la Târgu Cum trebuie dată zăpada jos de pe opere? Nu mai vine de pe stradă și cu mătura. Nu zic că s-a întâmplat asta, doamne ferești. Da? Cum dăm praful jos? cum intervenim atunci când sunt, că apare, apar licheni, că plouă șase săptămâni, cum a fost anul trecut și e o căldură sufocantă după ce plouă și e un efect de seră, normal că apar astfel de licheni. Dar noi la fiecare intervenție trebuie să facem proiect acum ca să intervenim ca au apărut licheni. Nu, ai un manual de întreținere și știi foarte clar. În momentul în care au apărut problemele astea, intervin așa. Și angajații centrului Brâncuș, școliți, școliți, pentru a face aceste lucruri cu specialiști de la nivel național. Și slavă Domnului că avem parteneri, oameni cu o capacitate deosebită, buni specialiști pe care are România. Lucrau cei de la Optoelectronică când am fost la ei <coughs> într-un proiect în Spania cu, pentru, mă rog, un proiect de monitorizare și cercetare, cinci tablouri Modigliani. Adică vă dați seama cine apelează la specialiștii români cu care lucrăm, Dar săracii când vin la Târgu Jiu să trezește câte unul. vine și le spune, bre, voi știți că are fier beton în ea, poarta sărutului? Bun, coloana fără sfârșit. Coloana fără sfârșit, 10, 15, 20 de ani în funcție de, de situație, trebuie remetalizată. Știam acest lucru. Problema care a apărut acum, iertați-mă și sunt foarte scurt, petele astea care au apărut pe ea sus, conform fotografiilor de arhivă și filmărilor care au fost făcute cu mult timp în urmă, apar cam în aceleași locuri. Și atunci înseamnă că materialul, fonta, are o problemă acolo. Și atunci era foarte simplu ca acum să punem schelele, luam bani la Ministerul Culturii, mai luam bani de aici, făceam împrumut fără niciun fel de problemă, metalizam coloana și tot în aceleași locuri, după o perioadă, apărea iar. Că și acasă, gardul, când ruginește, cureți întâi, îl tratezi și după aia îl vopsești la loc. Cu siguranță. Da? Și am zis, haideți să mai așteptăm să vedem ce spun analizele. Acum, discuția la București, când am fost, se încerca o colaborare cu Institutul Național de Metalurgie pentru a folosi și expertiza lor în domeniu privind lucrurile astea. Vom avea o întâlnire cu domnul ministru al culturii, și vom prezenta care e strategia asta, pentru că noi toată strategia care o facem la Târgu Jiu, cu specialiștii României și nu numai, că lucrăm și cu specialiști în afară, vrem să și-o asume Ministerul Culturii. De ce spun asta? Să și-o asume și Consiliul Local și Ministerul. Domne, să nu se mai schimb, cum se schimbă guvernul, cum se schimbă ministrul, cum se schimbă partidele, fiecare are o strategie cu brâncușii. Unii vin și o spală, alții vin să o vopsească, alții vin. Nu, nu domne, să fie un manual de întreținere al operelor și dacă pleacă Tudor de la primărie, îl devine după el să știe, domne, când e de făcut asta, facem așa, pentru că, uite, așa s-a stabilit. Vine ministrul culturii în următoarele săptămâni în Gorj, cum s-a anunțat? Sigur. Deci avem, putem să discutăm mai aprofundat pe, pe chestia asta. A doua întrebare, că am văzut o, o, idee de asta mai năstrușnică, nu știu de unde a apărut, aceea cu coloana cu aurită sau ceva de acest gen. Că ar fi vrut brâncuș să-i să, -i, să -i facă o, o, asemenea îmbrăcăminte. Știți ce răspuns am dat când m-a întrebat presa că a spus cineva că vrea să o aurim? Mi-am făcut cruce. Deci, vă rog e să bun răspuns, Că mi-am făcut cruce. E bun răspunsul, dar. E adevărat, mi-a spus și mie profesorul respectiv că trebuie aurită. Și am zis, domne, pe ce vă bazați când? Pentru că mă așteptam ca să iasă în spațiu public cu gluma asta. O consider glumă încă pentru. Nu s-a zis, domne, am niște documente că Brâncuș a vrut așa ceva, că unii au, au făcut un proiect atunci, dar lui Brâncuș și că a dorit o aurită noi, și când spun noi, vorbesc de 14 membri ai Consiliului Brâncuși, care sunt oameni care au scris o viață întreagă despre opera lui Brâncuș și au citit, cred că tot ce se putea citi despre Brâncuș, despre viața lui Constantin Brâncuș. Niciunul nu a auzit, n-a citit, n-a găsit că ar fi vrut să o polească cu aur. Nu sunt turlele bisericilor din Rusia. Nu sunt turlele de la nu știu ce castele apărute după Revoluție. Este un monument închinat ruinilor Și vorbim nu de extravaganță, vorbim de pioșenii acolo. E vorba de jertfă. Dar, i-am spus așa, domnule profesor, dacă dumneavoastră faceți dovada cu documente, că spuneți că aveți, mai mult decât atât, mi-a spus că are și proiectul. Veniți cu el și atunci îl supunem Aprobării. Dacă asta a fost dorința lui Brancuș, e lege. Dar nimeni nu vine cu documente. Toți vorbesc că. Nu da? nu să, să mai dureze mult că suntem un uh, județ uh, bazat pe producerea de energie electrică și ne trezim și cu vreo elice de aia, de o, propunere pentru o elice de eoliană, care are 30 de metri înălțime, totuși. Dom'le, unii umblă liberi cu gândirea asta. Bun, vorbim... n-a vrut să-i pună nici măcar un vultur sus când au venit și au spus. Bine, domnule, ăsta e monument, nu i-ai pus sus un vultur, un șoi? Și i-a dat dreacul cu păsăruii lor. Plecați, vă de aici, că nu știți ce vorbiți. <coughs> sunt, sunt multe lucruri. Deci, să înțelegem că toate acestea, deci cele trei opere sunt în siguranță și vor, vor merge pe un calendar de refacere atunci când este nevoie. Deci nu este niciun fel de, de, de pericol la opere. Bineînțeles că au nevoie de întreținere în permanență. Am intrat în posesia unui album, domnule profesor, poate o o să vi dau pentru emisiune. Sunt niște imagini extraordinar de frumoase. Dan Hăulică, mare critic de artă al României, care s-a ocupat de expoziția de la Veneția, Bienala de la Veneția, în 82 și a reprodus acolo. Operele de la Târgu Jiu, aproape unele dintre ele în mărime naturală. Standul României, de la Veneție. Și s-a scos și un album foarte frumos, cu fotografii mari, fotografii făcute de uh, băiatul uh, fostului general Remia Grigorescu, care locuia la Paris, uh, Dan Grigorescu. Dacă vă uitați în fotografiile alea, care sunt niște fotografii de artă, dar noi care știm acum, acum, că e întreținută opera de la Târgu Jiu, cum arată și ați vedea cum arăta în anii 82, știți cum arăta mai un soleu în centru anul trecut până să restaurez? Da. Negru. Ei, ele erau mai negre. Știți că sunt oameni în Târgu Jiu? Îmi vine să zâmbesc, dar totuși e, e, grav. Sunt oameni în Târgu Jiu, eram într-o seară la coloană cu un grup, că mai fac și pe ghidul din când în când, și cineva din Târgu Jiu m-au recunoscut și a venit să mă întrebe unde e coloana aia care a fost înainte. Și eu nu înțelegeam care coloană care. Și au zis, păi aia din piatră. Păi zic, n-a fost nicio coloană din piatră. A făcut din lemn cuș, dar a făcut pe la Paris unele. Dar asta e din metal, cum a fost. Nu, 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 era din piatră. Era ce cenușie, o știm, noi nu -și. Am avut intuiția să întreb de când n-ați mai fost la, în parcul de la coloană. Și mi-au zis că de vreo 30 de ani aproape. Deci știau cum arăta coloana înainte de a fi metalizată. Da, și normal că fonta aia era gri și părea piatră. Deci vă dați seama că încă mai trebuie să mai să mai mergem pe stradă și să mai promovăm opera și să mai vorbim despre opera asta lui Brâncuș. Am primit și câteva mesaje. Unul dintre ele spune, spune așa Cu siguranță nu vom mai avea restaurare cu, cu vârtul de apă. Dar, în același timp, e nevoie de intervenție la coloană, spune cineva. Da, trebuie remetalizată și relăcuită. Așa. <coughs> și întreabă cineva când vom avea o amenajare a parcului despre care vorbiți, pentru că e nevoie de intervenție. Parcul Central, dacă vorbim despre da, Parcul par Central. Bănesc, da. Există un proiect făcut pentru Parcul Central, are și un aviz al Ministerului Culturii. Va trebui făcută o ajustare acolo pentru că Tocmai 5 metri stânga-dreapta la alea scaunelor încă nu vorbește de cum trebuie făcut amenajarea peisagistică și întreținerea vegetației din zonă și se va face o ajustare. Vom încerca să atragem niște fonduri europene pentru reamenajarea grădinii publice parcului central și va trebui să fim foarte, foarte atenți pentru că arhitecții, normal că atunci când trebuie să facă o lucrare, mai ales în jurul unor opere de asemenea natură, încearcă să dea uh, lucruri cât mai extravagante, să arate, să-și pună în valoare creația. Însă va trebui să avem grijă pentru că nu vor trebui exista, a exista alte forme în jurul lui Brâncuș. Aici mă refer la gardul care va înconjura parcul. Deci sunt detalii. Uh, repet, proiectul este nu știu să vă spun un termen deocamdată. Este prioritate și acest parc, și mai este un parc care este prioritate din punctul meu de vedere și încerc anul acesta, sper să găsesc și consens, din bugetul local să avem fonduri pentru amenajarea parcului de la statuia lui Tudor Vladimirescu, pentru că urmează un an important, 2021, și dacă stăm acum și ne uităm de peste stradă, din orice unghi spre statuie, nu vedem de cabluri, deci trebuie băgate prin pământ. Boscheții ăia au crescut foarte mari, au avut și frumusețea lor la un moment dat. Gardul ăla de beton, care, nu, gardul viu de, la, de jur împrejur, care găzduiește vara țânțarii și mucuri de țigară și praf da, jos, trebuie, interveni, nu prea trebuie intervenit, trebuie intervenit. Și spus în valoare statuia lui Tudor cu mai mult, pentru că este, când vorbim de statui, de artă figurativă, cred că e cea mai frumoasă din Târgui. Întreabă cineva în ce constă proiectul de reabilitare a căii eroilor, numai, numai pavajul și mobilierul urban sau mai există și alte lucruri? Ce se face la coloană? În parcul, există o propunere și pentru parcul de la coloană. Încă mai sunt discuții în acest sens. Arhitectul a propus și acolo parcul să, peisajul să aibă o altă formă, gazonul aleile să fie altfel, dar foarte important este porțiunea de la calea ferată pentru care s-a găsit o soluție. Aici știți că au fost dezbateri de-a lungul timpului. Unii au venit și au spus ca trenul să fie băgat pe sub pământ să nu se mai vadă. Tehnic vorbind, asta ar fi însemnat ca trenul să intre într-un tunel undeva mai în jos de podul Amaradiei la sud și să iasă undeva spre uh, Vădeni că nu pot ceea să... ce ar însemna cheltuieli, da, foarte mari. cheltuieli foarte mari dar calea ferată a existat în 37-38 când Brâncuș a croit această cale a eroilor, deci acolo peisagistic s-a găsit o soluție extraordinar de, de frumoasă mi mi place foarte mult fier și piatră așezat vine ca un pavaj, nici nu mai uh, faci deosebirea că e o cale ferată acolo la un moment dat de asemenea, sunt cele două parcări care sunt propuse în proiect. Parcarea subterană de pe Popa Șapcă pentru 300 de mașini cu pasaj rutier care intră de la colțul școlii 8 dinspre strada Unirii și va ieși în colțul spitalului de la Tudor, la Tudor Vladimirescu, pentru a fi cât mai mult pietonal calea eroilor. Parcarea în spate la hotelul Gorj, care e o provocare pentru constructori și dar nu e imposibil. <coughs> au mai fost propuneri, dar s-a renunțat la ele pentru că noi trebuie să punem opera lui Brâncuș în valoare și nu ideile arhitecților care sunt sigur că au o imaginație bogată. În întrebare. Întreabă cineva. De fapt, vă salut, domnule viceprimar. Vă urăm succes Mulțumesc. în ce v-ați propus legat de, de brâncuși. Întrebarea noastră se referă la Ciurghe din parc. Încă mai sunt țeam. <laughs> Pentru că va buvni râsul, o să vă. Uh, nu, m-am așteptat la cu totul altceva, <laughs> da. O să vă țin în, în tonul ăsta. Uh, cred că uh, în urma. În, cea mai interesantă dezbatere a fost când uh, cineva ne spune, domnule, o cioară trăiește undeva spre 300 de ani. Deci, cu siguranță, multe din ciorile din parc l-au cunoscut pe Constantin Brâncuș. <laughs> deci, sunt monumente. Uh, Acolo problema este groapa de gunoi care funcționează și alte depozite care funcționează prin jurul orașului și care permit unei astfel de specii să se dezvolte. Nu știu care ar putea fi soluția, sigur există, este într-adevăr o problemă, deranjează pe mulți. Interesant, iarăși că tot eram în tonul acesta mai destins. Debra Wilde, care e un mare curator de artă modernă la New York, vizitând Târgu Jiu și însoțind-o, se plimba pe alee, ciorile astea care seara veneau spre cuiburi și făceau un zgomot și ea spunea, într-adevăr, este un memorial de război. Da. Uh, ar mai fi multe de discutat, din păcate timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim Vă mulțumesc pentru ați această seară. Și eu sper că ușor, ușor să facem front comun cu toții și să nu mai permitem uh, glumeților să-și permită să vorbească despre Constantin Brâncuș, argument. Da, cu siguranță la ce apare prin presă legat de Brâncuș și de moștenia de la Târgu Jiu, cred că e nevoie să ieșiți mai des să spuneți lucrurilor pe nume, pentru că avem foarte multă fantezie la Târgu Jiu și probabil ah, dar nu la numai la țară. Nu, nu. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, a fost cu noi domnul viceprimar Adrian Tudor, mulțumim pentru atenție, la revedere!